Până acum, un număr mare de persoane și-au plătit restanțele pentru a beneficia de aceste scutiri. Scutirile de majorări se aplică pentru cei care au restanțe la 31.12.2017. Acele persoane pot încă să beneficieze de această scutire de majorări de întârziere de 100% dacă vin până în data de vineri, 30 martie, să își achite restanța ca să beneficieze de această scutire. Până acum, începând cu ianuarie, februarie și până astăzi, vreau să vă spun că au beneficiat de această scutire de majorări de întârziere 400 de persoane la nivel de Sighet. Pentru a le permite cetățenilor să-și plătească dările și să beneficieze de aceste facilități, vineri Direcția Venituri va avea program special. Îi așteptăm pe cei care mai doresc să vină în următoarea săptămână, iar tocmai pentru a veni în sprijinul cetățenilor să beneficieze de această scutire, vineri, 30 martie, programul la Direcția Venituri va fi până la ora 16. Deci dânsii pot să vină, să-și achite restanțele, să depună cererea ca să poată să beneficieze de scutirea de majoră de întârziere. În 30 martie, programul la Direcția Venituri din cadrul primăriei Sighet va fi până la ora 16, atât pentru inspector cât și pentru casierie.